Bună ziua și bine v-am găsit la încă o ediție Comentariu de Liric. Opera de astăzi este albumul Nanalien, autor Ștefan Cherescu. Fiind unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai României, Ștefan, sub numele Nane, începe 2020 vorbind despre următorul său album. În vară, Nanalien este lansat și scoate sute de mii de streamuri în primele 24 de ore. Fanii artistului, după ce au așteptat albumul luni de zile, umplând internetul cu mimuri, au fost în extaz când au și primit ce doreau. 17 piese despre iubire, bani, prietenie și fluturi, cred. Nu-și sigur l-am ascultat pe tot. Un singur aspect le-a scăpat însă. La fel ca majoritatea muzicienilor contemporani, Nane a ascuns în aceste piese un mesaj secret, pe care doar o minte antrenată îl poate percepe. Doamnelor și domnilor, Nanalien, cel mai nou album al artistului Nane, ascunde sub carapacea sa inocentă povestea tragică a familiei Corleone și ridicarea pe scara socială a fiului cel mic, Michael. Înainte să începem demonstrația acestei ipoteze, dorim să facem evident faptul că acest episod ar putea conține spoilere pentru filmele The Godfather. Cred, nu m-am uitat nici la ele. În noul său album, Nane își folosește popularitatea pentru a promova franciza Godfather, implantând idei subtile în subconștientul ascultătorilor, astfel făcându-i pe aceștia să-și dorească să vizioneze filmul, fără să știe de ce. Vor reuși cele 17 piese să facă vânzările de bilete pentru cele 3 filme să crească? Nu, deoarece echipa Comentariu de Liric este aici și jură solemn să oprească astfel de ilegalități. Bine, gen, nici nu mai e la cinema filmul de ceva vreme. Mai e și Corona acum. Piesa care a condus lansarea albumului Nanalien este La Saltea. Nane ne subestimează abilitățile cu această piesă, deoarece indiciile din ea nu au fost ascunse mai deloc. Pentru început, saltelele sunt locuri unde oamenii își pun economiile în mod tradițional, bani la saltea însemnând o sumă economisită. În al doilea film al francizei, Michael este aproape asasinat în timp ce se uită pe fereastră. Dacă punem pauză filmului în timpul acestei scene, o putem observa pe soția acestuia, Kay. Cu puțin zoom și atenție sporită, se poate remarca că această femeie este și ea culcată pe o saltea. Coincidență? Clar că nu, dar dorim să facem acest lucru chiar mai evident. De-a lungul filmului, echipa noastră a identificat un număr de exact cel puțin 3 saltele. Cred că asta e suficient pentru a face legătura indubitabilă. Încă unul dintre cele mai evidente indicii este dat de numele pieselor. O minte neantrenată ar încerca să facă legătura între cuvintele din titluri și elemente ale celor 3 filme. Dar Nane este cu un pas înaintea voastră. Dacă luăm prima literă a fiecărui titlu și le scoatem deoparte, urmând să le așezăm în ordinea corectă, vom obține Gnalfun Sijn. Un cuvânt care nu înseamnă nimic, la fel ca femeile în casele mafioților. Pe lângă versuri și însemnătatea lor, albumul este plin ochi și cu indicii vizuale. Artwork-ul albumului este făcut de artistul Spătaru Bogdan, nume de scenă Pixel. Epicentrul coperții de album este o mână care își ține degetele oarecum ciudat. Desigur, pentru cineva care nu este un băiat de cartier gangster ca și noi, acest semn nu înseamnă mai mult decât o semipareză obișnuită. Adevărul este însă că aceste semne reprezintă un așa numit gang sign, care se întâmplă să indice direcția generală în sus. Artwork-ul piesei pune firimituri de pâine pentru ca noi să ajungem la adevărata însemnătate a artei, și anume că tema comună în toate cele 3 filme de Godfather este faptul că familia Corleone, care este mai mult sau mai puțin un gang, vrea să urce cât mai sus pe scara socială. Întorcându-ne la versuri, indiciile sunt numeroase, dar foarte bine ascunse de mintea sclipitoare a lui Nane. În versurile piesei Fluture, Nane ne vorbește despre dorința sa de a cumpăra un procesor Intel i8. Desigur, această generație de procesor nu există, Intel sărind de la i7 la i9. Modul în care acest aspect al albumului face referire la franciza de filme este puterea politică a lui Vito Corleone. Cuvântul Intel înseamnă, bineînțeles, informație politică, iar nașul Corleone ar fi făcut multe favoruri pentru numeroși oameni cu funcții înalte în guvern, lăsându-i pe aceștia datori lui. Când Michael preia afacerile familiei, aceste legături încep să se rărească, fiul cel mic pierzând încrederea politicienilor prin acțiunile sale și modul de a conduce afacerile. Astfel, Intelul familiei devine inexistent, la fel ca i8-ul pe care Nane, dar și Michael, nu îl au în acest moment, cu toate că și-l doresc. Tot în Fluture, refrenul spune: ia să țină banana pe geam, s-o fluture, ți-o fut. Da, nu zice banana. Adică? Versul este să țină bandana pe geam, s-o fluture. Să mor tu. Da. Era mai mișto, cum zic eu. Da, da. Că genofute. Mhm, da. Și e banana. Da.
Îi bagă bana. Continuând șirul de indicii, Nane menționează orașul Viena în piesa Viena, unde vorbește despre diversele sentimente pe care le are atunci când petrece timp în Viena. Printr-o mare coincidență, orașul Viena este exact locul în care Don Vito Corleone se naște. Îl cheamă Corleone pentru că s-a născut în Corleone, Sicilia. Păi da, tot pe acolo. Viena, Sicilia. Și crezi că își dau seama ăștia? Da. În piesa Viena, Nane oferă un indiciu care îl poate da de gol chiar și în fața unui amator în arta deslușirii misterelor, făcând evidentă legătura piesei cu franciza Godfather. În primele versuri ale strofei numărul 2, Ștefan folosește numele El Pablito, desigur făcând referire la magnatul Pablo Escobar. Nane amintește faptul că un moment extrem de important în povestea nașului a fost oferta refuzată de acesta pentru alăturarea familiei în afacerile cu droguri, Escobar fiind cunoscut pentru imperiul său de cocaină. Doamnelor și domnilor, Ștefan Cherescu, de-a lungul albumului Nanalien, și-a folosit platforma pentru a implanta în subconștientul oamenilor toate elementele filmelor The Godfather. Ne putem doar imagina sumele cu care acesta a fost plătit pentru a-și expune ascultătorii la o astfel de manipulare ezoterică. Dar ce e evident e că data viitoare, când Paramount Studios va dori să implanteze reclame în subconștientul oamenilor, se va gândi de două ori. Sau puteți să ne sunați pe noi și face mai frumos, mai ieftin. Mulțumim pentru vizionare! Dacă v-a plăcut și doriți să susțineți munca echipei noastre, nu uitați să apăsați like și să urmăriți celelalte episoade din playlistul Comentariu de Liric. Până data viitoare, vă așteptăm tot aici, la Comentariu de Liric, unde dezosăm misterele muzicii contemporane.